Salutare, dragi vrăjani, și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special de Skywars, dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, apare nici nu primez notificări că playerii a fost banat. Adică uitați-vă și voi cum mulțumesc aici ai Pixelul pentru ajutor, să zicem așa. Am dat și de doi abonați, de Paul Give Long Kids și de I'm Andrei, mi se pare. Uite, am acceptat și aici, i-a dat accept, friend, să zicem așa. Fraților, după cum bine observați și din titlu, Sodre s-a gândit să fac o surpriză sau cel puțin să facă mie o surpriză extrem de mare. Mi-a cumpărat pur și simplu VIP, fraților. Deci credeți-mă că am rămas pur și simplu șocat. M-a chemat să intru pe iPixel să-mi arate ceva și am zis hai să intru din semn de respect față de el. Și când colo mi-a arătat cărticica aia care îți apare în momentul în care îți iei un grad sau achiziționezi un grad. Nu știu, Sodre, îți mulțumesc foarte mult dacă te uiți la acest episod. Chiar îți mulțumesc din toată inima. Nu știu, mi-a făcut o surpriză extrem de mare. Adică să-mi ia așa. Într-adevăr, e un abonat activ și știu că ține la mine și na, apreciez foarte mult. Chiar îți mulțumesc din toată inima, Sodre, și oricum el a primit și gradul de donator pe server. Îi mulțumesc foarte mult. Bun, fraților, hai că am intrat și în prima arenă. Chiar sunt foarte, foarte curios să vedem cum o să mă descurc. Mi-am ales și kitul Armorer pentru că astăzi o să jucăm ceva Skywars Normal Mode, pentru că efectiv mi s-a făcut dor de acel mod. Și pe Insane sunt prea tryharder, adică m-am săturat, sincer, de ei, în mare parte. Deci, acum o să fie mai interesant, o să mai fie interesant, mai interesante episoadele, bineînțeles. O să poți să-i sperii mai tare. Asta că eu eram pregătit să... Mă, mi-a dat acest play de Iron, super tare. Eram pregătit să fac rost de level. Nice, hai că mi-a dat chestii interesante, adică să tot mă joc normal. Bun, hai să vedem ce ne punem, uite, așa. Casca, sabia, asta e mai bună, blocurile și rodul, super tare, că trebuie să câștigăm meciul ăsta, neapărat. Neapărat trebuie să-l câștigăm. Deci, da, sper să vă placă și vouă acest episod. Ok, deci tipul ăla a ajuns, Shadarash, aparent. Știți care e chestia? Să nu mă bată. What? Ok, l-am bătut, super frumos. Nu știu ce a încercat tipul să facă. Uite, ce Danieli, te uite cum dă de abonați, ești nebun. Salut, pa, pa. Ideea e că eu sunt low. Imediat o să-i răspund și lui Daniel. Ca așa e frumos să răspundem tuturor, dar momentan sunt concentrat aici asupra meciului pentru că sunt iteme destul de bune mici și dacă le ratez. Uite că tocmai ce spuneam. Punem blaze-ul ăsta aici. Uite acolo, cred că o fi fost cineva acolo. Hai să vedem puțin ce facem în continuare. O să-i răspund imediat că sunt în meci și na, nu vreau să-l pierd din cauza faptului că n-a să-i răspund lui. Oh, my friend, mamă. Mamă, nu, uitați-vă și voi, joacă-te cu proști, adică, na, jucăm Skywars, da, ăsta e Skywars-ul din 2018, na, doar plin de proști, uite, ce spirit ăsta ce faci aici? Acum stai și regenerează-te, sau, mă rog, uite, I'm George, uite-te și tu cum dăm de abonați, adică, big like. Așa, au unde mi-e, ce spirit-ul? Așa, mamă, ce dăm de abonați aici, îmi pare rău că nu pot să le răspund, dar n-am ce să fac, că pot să pierd meciuri din cauza, da, acelui fapt, dacă le răspund. Trebuie să-l batem cumva pe tipul ăla, că mă enervează, ești nebun. Și că așa la fetița MVP. Nu, 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 așa la fetița MVP. A fost făcut cadou, uite-te și tu. Bă, Barosane, tu ai greșit persoana, băiatul meu. Arde, arde, arde. Arde, arde, arde. Aaaa, l-a bătut focul, stai să mă bată și pe mine. Uite, mai e și tipul ăla acolo. Hai că-l batem, să trebuie să câștigăm meciul ăsta. Dacă găsește chest plate. Oh, GG, vereșanilor, super tare, bun. Hai să le dăm aici MCG-uri, băieților, ca așa frumos. Deci, slash MSG, MSG, I'm George. Mamă, stai că trebuie să scriu din nou. Hai să, că asta e, ce să facem, fraților? Slash MSG, I'm George. Ia să vedem, deci George și Daniel, nu? Deci, I'm George. 69, da. Așa, gata, i-am dat lui George. Party nu pot să le dau pentru că vreau să joc, doar eu că o să mă rup pe băieții și nu vreau. Și MC Daniel. Slash tel MC Daniel. Daniel. Uite, eu scriu, mamă, el scrie Daniel IT. Sal.
El... i-am greșit numele, Izilianu, două cu Twisterul. Sincer vă spun, fraților, chiar nu mă așteptam să câștig primul meci și chiar sunt foarte mulțumit că am reușit să-l câștig, să zicem așa. Am un anunț de făcut destul de important pentru voi și anume, fraților, că în această vară îmi propun să filmez foarte, foarte multe videoclipuri alături de voi, deci, na, să fiți pe fază. O să dau de fiecare dată anunț pe Discord în momentul în care o să filmez. Acum, la început de vacanță, o să fiu puțin plecat alături de familia mea, însă acest lucru nu prea cred că, na, o contează. Oricum, o să apară probabil astăzi un info-video legat de chestia asta, să zicem așa. Stai puțin, că asta s-ar putea să-mi dea rush. De ce mi se întoarce mouse-ul? Ok, ăla văd că vrea să dea după mine. Nu înțeleg de ce de după mine, ăla se duce în treaba lui. Iar eu o să mă ocup de acesta, vreau să-l bat. Și să nu-l împing în voi, bineînțeles. Ok, hai să vedem și normal că mă bate, sau? Ok, l-am bătut, mamă, deci m-a lăsat cu inimă, l-am bătut. Mi-a fost frică să, gen, să mi-a fost cumva să-l împing în voi pentru că pierdeam armura asta foarte, foarte bună. Adică vedeți și voi ce bulan a avut tipul, sunt practic aproape full iron, dacă puteți observa, mamă, și l-au să vină aici către mine. Sper să nu vină fix pe mine, că o să fie destul de nasol. Văd că a și murit. Mai sunt încă 3 jucători fără mine. Poate reușim să câștigăm meciul ăsta. Ar fi super, super tare. Îl văd și pe tipul ăla. Hai să încercăm să ne ascundem de aici, pentru că trebuie neapărat să ne regenerăm. Altfel o să fie... RIP, Twister. Deja MVP plus ăla, omul ăla care are MVP, deja rupe. Am înțeles. O să fie destul de complicat, mai ales că sunt low. Dar na, facem tot posibilul. Ok, văd că se bat băieții acolo. Hai să încercăm să mergem și noi la un cleanup eventual sau către mid. Mare parte, uite, văd și pe omul ăla care avea MVP. Hai să iau eventual resursele astea și să fug de aici pentru că nu mai am ce căuta. Ok, mi-a mai dispărut o inimioară. E complicat și m-a făcut practic full iron, fraților. E decent, e bine, părerea mea. Uite așa. Ok, văd că vine către mine. Man, am o surpriză pentru tine. Hai să ne ducem de aici puțin, că văd că se regenerează băiatul. Vai, vreau să-mi facă tre... Aha, ce încerci tu, amice? Ce încearcă el? Ce încearcă el? Eu mai am amice blocuri. Ce... Aolo, ce încearcă... Tipul se camuflează, se... Pe bine-s băiatul? Oricum o să vină către el. O să vină ăla din spate către el. Văd că vine aici, deci înseamnă că e la mine pe insula. Ideea e că... Sau nu e aici, what the fuck? Să dare refill-ul chestului, mamă, ce m-a speriat. Deci, practic, sunt full iron, niște gheapă. Uite, un gheapă l-am găsit. A, știu că se dă refill-ul. Mamă, ce prostă -s. Și na. În fine, hai să încercăm să vedem ce iteme. Mai... Oricum sunt full iron, deci e bine. Asta e super, super bine. Și mai sunt doar eu cu el, nu? Da, doar eu cu MVP++. Slash MP. Asta ce înseamnă oare MP? Amice. Cred că ai greșit persoana. Măi, amice, eu sunt pro player aici, tu. Mamă, eu sunt pro player aici. Oh, GG! Mamă, deci chiar am rămas profund impresionat, vereșanilor, adică am prins un combo nebun tipului ăla și am reușit să-l bat. Cred că s-a speriat tipul, sincer, nu știu, s-a speriat de rău. Nu și-a încercat să dea mine, să arăta el că știe să joace, dar, mamă, când m-a speriat, sincer, dar am zis, bă, frate, trebuie să-l bat. Și uite că aparent am reușit, adică cu ajutorul lui Gabe, am reușit să-l bătem pe tipul ăla. Aole, ce stai tu pregătit acolo, mamă, deci m-am crezut că e cârnat prima dată, dar nu era cârnat. Ar fi fost frumos să fie cârnat. Mamă, deci el ce face? Nu face nimica decât stă să uite la mine. Dă-i în gură. Deci dă-i în gură. Ok, hai să vedem, mergem rapid așa frumos. Aș încerca să fac eu un mic parcurs și uite că mi-a ieșit aparent. Eu să stau aici momentan. Ok, te-ai dus. Da, m-am dus și eu.
M-am dus pe apasă în BT. Nu știu de ce am făcut, ce m-a determinat să fac chestia asta, dar e ok, nu-i problemă. Bă, fraților, în mare parte cam asta a fost și episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu zic că m-am descurcat destul de bine, adică am reușit să realizez până acum două victorii. Poate reușit să, o să reușesc să-l câștig și pe cel al treilea. Sau măcar să fac acolo vreo 4-5 kg, ar fi super, super wow. Nu mai contează dacă o să câștig sau nu. Deși o să fie destul de complicat. Aparent, iară, mamă, câți player banați, ești nebun. Voi vedeți, fraților? Mamă, deci, fa... Nasol, sunt nasol că sunt foarte mulți jucători care joacă, foarte mulți playeri care joacă cu hack, ceea ce e super, super nasol. Na, asta e ce să faci, cât să vânai, cât să fă. Dacă asta e mentalitatea lor, asta e mentalitatea lor. Ce să faci? Primesc și eu, de obicei, tuturor celor care le dau report sau VDR, primesc bani. Și e nasol, sincer, chiar e nasol că sunt atât de mulți codați. Hai să vedem. Mă mănâncă puțin nasol. El mă așteaptă și văd că a găsit și chest plate ăla, nu știu. Uite, vine și acum celălalt. Eu înțeleg că pui foc mane, dar... L-am stâns. Și gen trece prin foc sau cum? Na, vedeți, cam asta e mentalitatea jucătorilor și el acum o să stea acolo. Nu. Le... Learn to play. Poc. Da, am înțeles. Alte 4. L-a făcut să dea rage. Atunci hai să mă camuflez aici, că văd că stai cam în cam de raș. Oh, uite, l-am bătut, nice. Și să vină și celălalt. Uite ce lag are ăsta. Oh, nice, fraților. 2 kg, mamă, i-am bătut destul de frumos pe tipii ăștia, adică trebuie să recunoaștem. Am făcut și rost de un chestplay cu Projectile Protection. E bine, m-am descurcat bine, l-am cu greutăți mari l-am bătut pe tipul ăla, adică, nu glumă. Hai să stângem noi de aici, a făcut să nu intrăm în foc unul de alta. Îndamă, 2 kg, sunt mulțumit, sunt mulțumit, e bine. Uite, ea se bat acolo, deci aș putea să mă duc la un clean-up. Sau să stau eventual aici, pe puțin, momentan, cu shift-ul. Pentru a putea merge la un nou clean-up sau vedem, cine știe. Hai să vedem ce face asta. Văd că se duce sus din câte observăm. Nu știu ce tot încearcă să facă. Oh, mai sunt doar eu cu el. Cred că e bazat tipul. Acolo așa. What? Are. Ma friendo, stai cu minte, my friendo, my friendo, my friendo, my friendo, g-g noob. Hai că mai jucăm unul, că, na, hai să zici, a scris. A scris nimic. Unde e chestia asta? Da, o să intru, fratele meu. Lasă că nu, nu știu, nu mi-apare. Uneori nu mi-apare, nu înțeleg de ce. Hai că o să, uite, m-a băgat automat, super tare. Hai că o să mai jucăm un meci, fraților, pentru că nu știu, nu mă pot abține. A fost, bine, a scris, nu vă dați seama, doar așa, s-ar putea, și trebuie să am grijă că, na, dacă s-ar putea să-mi iau și bani pentru chestia asta, mai ales că sunt și grad, va trebui să las memoale cu idiot, get banned, learn to play sau chestii de genul. Dar așa rare ori mai merge. Eu, credeți-mă, nu le scriu pentru că am ceva cu ei, le scriu pentru că, pur și simplu, na, pentru amuzamentul vostru, să zicem așa. Na, știu că vă place să vedeți cum dau aici. Nice, două item, mamă. Cum ar fi să mă fac o full iron acum? Ar fi super tare. Da, de unde? Din părți. Pac, pac. Ok, hai să vedem. Poate îl câștigăm și pe ăsta, cine știe. Că avem iteme, avem potențial, avem. Văd că ăsta vrea să vină pe mine. Ești bun, mane. Hai, încearcă. Hai, poc. Poc. Mamă, ce a picat băiatul. Poc. Se ține în bulgări. What? Lel. Ce, what the fuck, voi vedeți? Bă, de asta urăzi eu jucătorii ăștia. Atât, l-am bătut. Easy. I-am prins combo. Am bătut un MVP plus. Sau MVP. Hai să ne dă invite cumva. Îmi dă cerere să mă jure. Așa fac mai nou mulți. Mulți dintre ei. Poc, ce frumos sărim noi. Hai, fraților, bine, nici n-am mai TV foarte bune și asta poate m-a tras în jos, dar l-am bătut pe tipul ăsta într-un mod destul de frumos, trebuie să recunoaștem cu toții. Poate reușim să câștigăm și meciul ăsta, cine știe.
Gen să încheiem chiar episodul cu Luz, Doamne ferește. Cu o victorie. Aolo, mi-e frică puțin de tipul ăla. De ce? S-a băgat în foc tipul. What the fuck, de ce te-ai băgat în foc? A, păi da, eu mă buguiesc. Na, am înțeles, e clar. Eu am și lag, dar nu mai zic nimic. Am mare parte, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei, fraților, și noi ne vom auzi data viitoare. Zi frumoasă în continuare. Ciao!